bucur că în sfârșit ne revedem cu un nou episod de Fashion Talks, nu de alta, dar mi-ai lipsit foarte mult. Am fost plecat în vacanță, a fost frumos, însă mi-era dor de discuțiile astea cu și despre stil. Așa că mă bucur că ne revedem aici. Chiar am un subiect, cred eu, de interes, pentru că am primit foarte, foarte des întrebarea asta și ea s-a tot repetat inclusiv pe aici prin comentarii, așa că sper să te bucure și sper să-ți fie de folos, pentru că eu, de exemplu, am o istorie personală cu subiectul videoului de astăzi, pentru că am mai încercat să fac shopping pe Vestiar, că despre asta este vorba, cum facem shopping pe Vestiar și cum ajungem să găsim comori pe Vestiar și cum se folosește platforma în sine și toate tips and tricks pe care eu le-am descoperit acum, pentru că spuneam că am o istorie personală, eu am mai încercat să folosesc Vestiar acum vreo 5 sau 6 ani, dacă nu mă înșel, chiar mai bine, și am instalat aplicația, m-am uitat pe ea și am șters-o în secunda 2 pentru că mi s-a părut un haos de nedescris, nu știam exact unde să mă uit, nu știam ce să caut, nu înțelegeam ce cu toate produsele alea, de unde știu eu care sunt originale, care nu sunt, cum ajung la mine, nimic n-am înțeles din ea și în principiu nu am înțeles cum să caut anumite produse în așa fel încât să le și găsesc, în așa fel încât să fac și un deal foarte bun pe ele, în așa fel încât să și ajungă la mine să mă declar mulțumită de ele, dar să am și garanția că ele sunt originale, pentru că și aici este un subiect așa destul de controversat. Dar sper ca prin acest clip de astăzi să fac un pic mai multă lumină și să-ți fie un pic mai clar cum poți folosi aplicația Vestiar, nu știu dacă o ai. Țin să precizez că asta nu este un clip sponsorizat și poate părea, nu este sponsorizat, cei de la Vestiar probabil nici nu știu de existența acestui video, mi-aș dori să știe. Însă am făcut-o pentru că, da, îmi doresc să te ajut și să poți să găsești și tu piese super frumoase și de brand la prețuri foarte bune, pentru că de fiecare dată când postez, pentru că, da, postez lucrul ăsta, sunt transparentă, de fiecare dată când îmi cumpăr, nu știu, mi-am cumpărat la un moment dat o pereche de balerini de la Margiela, de pe Vestiar, și am pus o poză cu ei pe Instagram și chiar mi-a spus cineva că, a, nu pot să cred că așa arată, pentru că aveau câteva urme mici de uzură, ei fiind albi. Și eu am răspuns la comentariu, deși era tăguit deja Vestiar, și am răspuns la comentariu și am spus că ei nu sunt noi, sunt pre-loved și îmi place foarte tare că sunt așa, pentru că oricum i-am luat la un preț foarte, foarte bun, nu știu, cred că o treime din prețul lor original. Adică mi se pare foarte smart, pentru că vorbim de smart shopping aproape în fiecare episod, mi se pare foarte smart în momentul ăsta să faci shopping pe platforme de genul Vestiar, Vinted, sunt mai multe. Dar noi vorbim despre Vestiar aici. Ce este Vestiar? Este o platformă, așa cum spuneam, în care useri din toată lumea pot să-și creeze un cont, fie că îl folosesc ca și cumpărător, fie că îl folosesc ca și vânzător sau și de una și de alta. Eu personal am și un cont, am un cont în care și vând și cumpăr. O să-l las cu link în descrierea acestui video, dacă vrei să vezi care sunt produsele mele favorite, să nu mi le furi. Care sunt produsele pe care eu le vând la rândul meu și așa mai departe, acolo vezi toate aceste informații. Și da, pe platforma asta poți să vin și să cumperi produse de brand, produse de designer, celebri sau chiar produse no brand, nu contează, selecția este foarte, foarte mare. Nu e deloc complicat nici să cumperi, nici să vinzi, ai nevoie de un card, evident, platforma este foarte sigură, nu se întâmplă nimic, nu există fraude sau lucruri de genul ăsta. Și în rest, enjoy și fă-ți de cap pe platformă. Cum? O să aflăm imediat. Ce trebuie să mai precizez eu un pic la descrierea platformei este că toate aceste produse pot fi verificate. Să zicem că găsești o geantă de la Chanel. Ei bine, tu poți să aplici pentru o autentificare, pentru a, da, cumva iei sellerul, cel care vinde geanta, trimite geanta la Vestiar. Acolo sunt niște oameni specializați să identifice produsele originale, produsele autentice și îți eliberează un așa zis certificat de autenticitate al produsului. Practic ei îți spun că acel produs este original sau nu, că se poate întâmpla să ajungă la ei și ei să zică că nu este original. Însă în felul ăsta tu ai o garanție că ai cumpărat produsul pe care tu ți l-ai dorit, produsul original. De asemenea, am un sistem un pic mai amplu, caută codul genții sau produsului respectiv pe site-ul brandului și s-au trimit mail la brand și cumva au o autentificare corectă, ca să spun așa. Deci nu trebuie să-ți faci griji din punctul ăsta de vedere.
La fel ți-am zis, sunt produse de brand sau produse de no brand, chiar nu contează, range-ul de preț este, nu știu, de la 50 de euro până la 10 de mii dacă ne referim la produsele Hermes sau la produse de genul ăsta. Și da, cred că în principiu găsești de toate pentru toată lumea, sunt și pentru copii și pentru bărbați și pentru femei, chiar găsești absolut orice, accesorii, încălțăminte, haine, orice. Bun. După ce ți-am făcut introducerea asta legată de vestiar, în cazul în care nu știai ce găsești acolo pe platformă, zic să trecem puțin la întrebarea asta mare, cum cumperi de fapt pe vestiar? Sunt curioasă dacă te-ar interesa și subiectul cum vinzi pe vestiar, dar dacă există interes o să fac un nou clip și despre asta. Dar rămânem la cum cumperi pe vestiar. În principiu, eu folosesc aplicația Vestiar din telefon, o deschid și mă loghez, îmi fac un cont. Dacă nu ai un cont și vrei să cumperi pe vestiar, îți recomand să-ți faci un cont din mai multe motive, pentru că poți salva produsele tale preferate în wishlist, le poți ține acolo să vezi dacă se mai reduc între timp, pentru că poți selecta tot felul de notificări pentru niște produse pe care le cauți, dar o să ajungem și acolo. Ideea e că ai mult mai multe opțiuni decât dacă nu ai un cont pe această platformă și în plus, de fiecare dată când îți faci un cont nou pe vestiar, să zicem că tu nu ai cont și vrei să îți plasezi prima ta comandă, îți faci acest cont și o să primești un cod de 20% off la prima comandă, ceea ce poate însemna destul de mult, adică e o reducere considerabilă și tot timpul găsești undeva în bara de sus de la vestiar acest cod. De obicei este Welcome VC de la Vestiar Collection, dar se mai poate schimba, însă dacă ești user nou și ți-ai făcut cont nou, sigur beneficiezi de această reducere care mi se pare foarte drăguță. În plus, ei în general au tot felul de reduceri pe aplicația lor în momentul ăsta, în momentul în care eu filmez acest episod, au o reducere prin care îți asigură ei transportul gratuit, au tot timpul, peste o anumită sumă îți dau un discount, au o grămadă de astfel de discounturi care mi se par da foarte faine și mă bucur că le fac. Deci după ce ai deschis aplicația și ți-ai făcut un cont, urmează să îți faci de cap în această platformă și să vezi ce poți găsi. Sunt mai multe feluri în care poți face shopping pe vestiar și poți inclusiv să deschizi aplicația și să te pierzi prin milioanele de produse. Ei bine, asta am făcut eu acum 5-6 ani. Nu îți recomand să faci asta pentru că o să te frustrezi, o să ți se pare că nu vezi nimic din ceea ce te interesează și o să zici, ok, știi ce, nu e pentru mine și o să ștergi aplicația, exact cum am făcut și eu. Recomandarea ar fi, atunci când vrei să faci shopping pe vestiar, să cam știi ceea ce îți dorești. Fie că intri pe conturile influencerilor pe care tu îi urmărești, fie că te uiți pe Pinterest, fie că vezi la o vedetă sau într-o revistă un articol pe care și tu ți l-ai dori, e mult mai simplu să faci shopping pe vestiar și să cauți articole pe vestiar în momentul în care tu știi ce cauți. Să spunem că am dat acest exemplu la începutul videoului, că în momentul ăsta eu îmi doresc să-mi cumpăr o geantă Chanel. În bara de search, atunci când deschizi aplicația, poți să scrii acolo Chanel Bag. Dacă îți dorești să fii mai specifică și știi și cum se numește modelul, să zicem că îți dorești o geantă Chanel Boy sau Chanel Classic sau Chanel Timeless, dacă scrii și modelul acolo, sunt șanse și mai mari să găsești, să se trieze și mai mult, să se nișeze și mai mult căutarea ta și atunci să-ți arate doar articolele dorite de tine, modelul dorit de tine. Există de asemenea filtre în care poți să treci culoarea preferată, mărimea, modelul, din ce tip de piele să fie, adică cumva poți restrânge destul de mult căutarea, iar treaba asta chiar ajută pentru că sunt mii, poate chiar milioane de produse similare. Și atunci bine, e foarte, foarte bine să știi ce vrei și ce cauți. Să zicem că ai făcut toate astea și ai ajuns la un număr de, habar n-am, 50 de genți Chanel care se potrivesc pentru ceea ce îți doreai tu. În momentul ăsta poți să adaugi la favorite, pentru că ai această secțiune pe cont, gențile care ție îți plac cel mai mult. Le adaugi la favorite, persoanele care îți urmăresc contul pot vedea ce produs ai adăugat la favorite. Deci, practic, dacă tu intri acum pe contul meu de vestiar, poți să vezi ce produse am eu la favorite, care sunt produsele pe care eu îmi doresc să le achiziționez. După ce ai adăugat la favorite, dacă ești suficient de decisă, poți chiar să faci o ofertă. Aici începe cu adevărat thrill-ul și așa adrenalina acestei aplicații, pentru că mie mi se pare foarte interesant. Eu nu știam acum 5-6 ani că poți să negociezi cu cumpărătorul. Ei bine, poți să faci chestia asta.
Și poți să intri, să zicem că geanta pe care tu ți-o dorești costă 2000 de euro, această geantă de la Chanel. Poți să intri acolo și să dai make an offer și să faci o ofertă. Sigur că dacă geanta costă 2000 de euro, tu nu poți să faci o ofertă de 1500. Există un prag peste care nu poți coborî și o să vezi că dacă încerci să scrii 200 de euro, o să spună că you can't make an offer above și un procent acolo. Dar poți încerca, de exemplu, cu suma de 1900 sau 1800. Trimiți oferta, sellerul, cel care vinde geanta, are 2 zile la dispoziție să îți răspundă la această ofertă, fie că îți face o contraofertă, să zicem că tu ai spus 1800, el poate să zică eu îmi doresc să-mi dai 1850. Fie că ți-o refuză, că se poate întâmpla și asta, să consideră că este mult prea mică pentru produsul respectiv, fie că ți-o acceptă. Se poate întâmpla și asta, dintr-o dată el să zică ok, sună bine oferta asta, eu accept. Și atunci tot ce mai ai tu de făcut este să intri din nou în aplicație și să dai buy now și să cumperi în momentul ăsta. Atenție! Dacă să spunem că cineva ți-a acceptat o ofertă mult mai mică decât prețul inițial, să nu adaugi produsul în coș sau să zici lasă că îl cumpăr mâine, pentru că din momentul ăla oferta aceea mică poate fi văzută de toată lumea. Adică dacă până acum geanta Chanel era la 2000 de euro și tu ai făcut o ofertă de 1700 și sellerul ți-a acceptat-o, dacă nu o cumperi atunci, cu siguranță o va cumpăra altcineva, pentru că acest 1700 va fi vizibil de toată lumea care poate are aceeași geantă în categoria de favorite. Ideea e că trebuie să te miști rapid după ce oferta ți-a fost acceptată. Dacă ți-a făcut o contraofertă, poți încerca și tu să mai scazi și să creezi așa un joc de ping-pong, că poate ai noroc. Dacă ți-a fost acceptată oferta, ai o zi, 24 de ore la dispoziție să cumperi produsul, altfel trebuie să o iei de la capăt. Cam asta este pe partea asta de ofertă și cumpărare. Dacă crezi că produsul tău nu este original și îți dorești să fie autentificat de către cei de la vestiar, în momentul în care l-ai adăugat în coș, ai shipping taxes. Aici mai am o precizare de făcut, este foarte important să știi că transportul în general costă 17,50 euro, dar sunt câteva excepții. Dacă comanzi în afara Europei, prețul transportului poate varia. Dacă comanzi din UK, prețul transportului variază cu siguranță și sunt tot felul de regiuni așa în care transportul poate costa diferit. Însă poți verifica lucrul ăsta, poți adăuga produsul respectiv în coș și vezi acolo cât îți arată transportul. Dacă îți arată 17,50 euro, înseamnă că ăla este standardul, ești ok. Nu mai trebuie să plătești alte taxe în afară de acesta. Dacă alegi autentificare, din câte știu eu, să mai plătești încă 15 euro în plus. Coletul tău va ajunge acasă, fie cu DHL, fie cu UPS sau cu alte servicii de curierat de genul ăsta internațional și da, practic vine la tine la ușă, atât de simplu. Mi se pare foarte tare. Și mi se pare foarte transparent. Deci dacă îți dorești practic să autentifici produsul că acolo rămusesem, trebuie să bifezi acolo când te apropii să finalizezi comanda în coș, această autentificare, iar practic produsul tău va pleca de la cel care îl vinde, se va duce la vestiar, ei îl vor autentifica și apoi dacă este original va ajunge la tine. Dacă nu vrei să-l autentifici, va pleca de la vânzător și va ajunge direct la tine. Sfatul meu, în cazul în care sunt produse mari ca și sumă sau ca și brand sau produse care sunt ușor replicate, este să trimiți această autentificare către vestiar ca să poți să fii liniștită și nu doar ca să poți să fii liniștită, dar dacă la un moment dat îți dorești să revinzi produsul respectiv, este mult, mult mai ușor dacă tu ai la mână ceva care să-i ateste validitatea, autenticitatea până la urmă, originalitatea. Cam asta este procesul prin care poți să faci shopping pe vestiar. Mai sunt câteva unelte care te pot ajuta. Să spunem că ți-ai dorit să-ți cumperi, rămânem pe exemplu ăsta, această geantă Chanel, însă ea a dispărut și nu mai găsești pe vestiar modelul acela, culoarea aceea specific.
Ce poți să faci este să creezi o alertă, există acolo Create Alert, pe acel produs și să-ți pui adresa de mail și practic cei de la vestiar îți vor trimite o notificare în momentul în care a apărut un produs care se potrivește descrierii tale. Din nou, cu cât descrierea este mai amplă, ai acolo tot felul de filtre, culoare, mărime, material, model și așa mai departe, cu cât este mai precisă, cu atât notificarea, alerta va fi mai precisă și vei primi notificare în momentul în care produsul revine pe vestiar. Eu am făcut chestia asta cu tricoul Jill Sander și am primit la un moment dat o notificare când el a apărut acolo și am putut să intru repede să fac o ofertă și să-l cumpăr. Ceea ce mi se pare foarte tare. Mi se pare foarte tare să te folosești de toate uneltele pe care vestiar ți le pune la dispoziție, pentru că sunt destul de multe. Sunt filtre, sunt alerte, sunt tot felul de discount code care te ajută foarte tare. Poți să nimerești o reducere și de 40% la un moment dat, ceea ce mi se pare huge. Însă, în principiu, mai sunt două categorii, de fapt mai multe categorii, tot felul de categorii sub 100 de euro, sub 500 de euro, sub 1000 de euro, unde poți să găsești produse care se încadrează acolo. O categorie foarte faină este categoria We Love. Este o selecție pe care cei de la vestiar au făcut-o. Și practic poți să vezi acolo produsele pe care ei le recomandă și produse care, privind raportul ăsta calitate-preț, merită să fie cumpărate. Și de asemenea mai este categoria News cu lucruri nou listate pe vestiar, care de obicei se dă destul de repede, așa că dacă vrei să vezi ce mai e nou și te uiți acolo, ar trebui să te miști rapid. Cam astea sunt tips and tricks, sper să te ajute. Dacă ai întrebări, dacă mi-a scăpat ceva și te pot ajuta într-un mod direct, poți să-mi lași în comentarii, știi că răspund de absolut fiecare dată. Și în principiu mie platforma Vestiar mi se pare o platformă minunată, am foarte multe articole achiziționate de acolo, cred că în proporție de peste 60% din garderoba mea sunt de produse de brand, sunt produse achiziționate în mod direct de pe Vestiar. Uite, chiar o să-ți arăt care sunt produsele pe care eu le-am achiziționat și cam la ce sume, pentru că da, cred că au fost adevărate chilipiruri pentru ceea ce ele sunt de fapt, pentru brandul în sine, pentru produsul în sine și să nu mai spun că găsești colecții care nu mai pot fi în momentul ăsta achiziționate de la brandul mamă. De exemplu, găsești piese superbe făcute de Tom Ford atunci când era la Gucci sau făcute de Phoebe când era la Celine sau oricum produse pe care nici măcar casa brandului nu le mai deține în momentul ăsta. Adică dacă ești o pasionată de ceea ce înseamnă fashion și produse vintage foarte, foarte rare, le găsești aici, sigur, la prețuri pe măsură, însă oricum prețuri mai mici, cred eu, decât erau în perioada aceea. De asemenea, e o unealtă fantastică să poți să vinzi la rândul tău produse și eu am făcut asta și fac în continuare și mi se pare foarte ușor și foarte smooth tot procesul. Eu n-am întâmpinat nicio problemă nici ca seller și nici ca buyer, deci pot spune că experiența mea cu Vestiar a fost și este una extrem de plăcută și mă bucur că există o aplicație de genul ăsta. Sunt curioasă de asemenea dacă tu ai folosit aplicația asta sau dacă folosești alt tip de aplicații în genul ăsta. Sunt curioasă dacă ai anumite reticențe pentru care nu ai vrea, care te țin în loc să nu cumperi de pe Vestiar și sigur dacă ai vreo întrebare sunt aici să îți răspund. Sper că ți s-a părut interesant episodul de astăzi. Mie una mi se pare fascinant pentru că eu am prins gustul ăsta de a cumpăra pe Vestiar și chiar este un drog. Adică odată ce ai plasat prima comandă și a ajuns la tine produsul pe care l-ai achiziționat oricum la un preț mult mai bun decât dacă l-ai fi luat de la brandul respectiv, devine addictiv. Adică îți dorești să mai comanzi, să mai descoperi și alte comori și la prețuri și mai bune și așa mai departe. Deci mi se pare o treabă foarte tare și te sfătuiesc să-ți instalezi aplicația, să vezi măcar cum ți se pare, dacă găsești ceva ce-ți place și să-mi spui și mie lucrul ăsta. Cam ăsta a fost subiectul de astăzi. Noi ne revedem săptămâna viitoare, unde vom discuta așa ca o continuare a acestor produse cumva pe care le găsești inclusiv pe Vestiar. Vom discuta despre produse originale versus produse fake și despre cum să-ți dai seama și tot felul de tips and tricks și acolo vor fi cu siguranță. Îți mulțumesc că m-ai ascultat până aici, sper să-ți fi fost de folos informația.
Mă poți susține cu like, share și subscribe dacă îți place ceea ce vezi aici. Și nu uita că ne vedem în fiecare zi pe Instagram, Dea Codrea, unde discutăm cu și despre stil. Te-am pupat!